Bun, la o nouă emisiune. Ministerul Turismului și trei organizații profesionale din domeniu au lansat astăzi programul social Turism pentru Sănătate, prin care 14.000 de persoane vor putea beneficia în perioada 15 noiembrie, 15 decembrie, pentru suma de 799.000 de lei, de câte un bilet de 10 zile într-unul din hotelurile celor 21 de societăți balneare care au aderat la acest program. În altă ordine de idei, ministrul turismului, domnul Dan Matei Agaton, a declarat că vrea ca turismul să fie prima industrie complet privatizată din România. Despre aceste lucruri vom discuta în această seară, despre ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și mai ales despre ce se va întâmpla în turismul românesc. Invitatul nostru, lesne de ghicit, domnul Dan Matei Agaton, domnia sa, așa cum spuneam, ministrul turismului. Bine ați venit, domnule ministru! Mulțumesc foarte mult! Bună seara, domnule Marius Tudor! Haideți să începem cu acest program care este foarte interesant, Turism pentru Sănătate. Dați mai multe amănunte telespectatorilor noștri, telespectatori cu care vom și intra în legătură în această seară pentru a vă adresa întrebări. Nu este o inițiativă izolată. Este, dacă vreți, un serial care face parte dintr-un vast program social, cu adresabilitate la cei care, din păcate, nu au încă mijloacele, pentru a-și permite ceea ce fundamental noi numim dreptul la vacanță. Am început în această vară cu programul social Litoral pentru Toți, care a fost un succes, să spun analiștii, 38.000 de oameni, majoritatea tineri, studenți și elevi din învățământul de stat și particular, dar și pensionari, au beneficiat. Până la ce dată s-a desfășurat? Inițial am început cu 1 septembrie până la 15 septembrie, cu 15.000 de locuri și, datorită succesului acestui program, l-am extins până la 30 septembrie. Astfel încât 38.000 de cetățeni români au beneficiat de o vacanță la mare, o săptămână, cu numai 39.000 de lei. Succesul acestui program social ne-a determinat să continuăm și astăzi am lansat, cum spuneați dumneavoastră, așa cum s-a arătat în Observator, programul Turism pentru Sănătate. De data aceasta ne adresăm celor care au nevoie de tratament în stațiunile balneare ale țării, nu au mijloacele materiale sau nu au avut până acum mijloacele materiale, astfel încât oferim 14.000 de locuri în serii de câte 10 zile, începând cu 15 noiembrie, în 21 de stațiuni, aș îndrăzni să spun, cele mai importante stațiuni balneare din România. Vă întreb puțin și vreau să ne întoarcem la programul din septembrie, 1 septembrie, 1 octombrie până la urmă a fost, să ne spuneți, să spuneți de fapt că acest program a fost un succes. E adevărat, în perioada aia am aflat la mare, am văzut că plajele erau absolut pline, n-aveai să loc să arunci un ac. Dar din punctul de vedere al celor care au găzduit, din punctul de vedere al operatorilor din turism, a fost un succes sau nu? Că bănuiesc că toate aceste prețuri reduse de cazare au fost făcute pentru a duce oamenii la mare pe tarife mici, dar în același timp să și consume. Fără discuție. Eu am să fiu, mă rog, direct. Foarte multă lume întreabă, bun, perfect. Cine plătește diferența între costul real și costul acestui program social al Guvernului Adrian Năstase? Iar eu am să răspund că, de fapt, nu este vorba de o diferență. De fapt, este vorba de un concept managerial. Extrem de simplu. La mare, în hotelurile care le-am deschis pe programul turism pentru Litoral pentru Toți, aici, în stațiunea balneară, unde avem acest program Turism pentru Sănătate, locurile le oferim în hoteluri care oricum erau deschise. Aceste hoteluri fiind deschise. Iertați-mă o secundă, vă întrerup. Am să citesc eu câteva statistici. Până una alta, v-aș ruga pe dumneavoastră să vă fixați încă o dată microfonul. Succesul prea mare al programului Litoral pentru Toți v-a făcut să gesticulați în așa fel încât să doborâți microfonul. Mulțumesc pentru orările de succes. Vă rog, continuați-vă ideea. O parte din aceste hoteluri erau oricum deschise. Cheltuielile generale, care reprezintă cheltuielile de exploatare, să spunem, curentul, apa, încălzirea, erau deja înregistrat. Noi nu facem nimic altceva decât să mărim baza. Și prin acest simplu factor economic să repartizăm aceeași sumă de cheltuieli la un număr mai mare de persoane.
Practic, hotelurile erau oricum deschise până la 1 octombrie sau 15 septembrie și n-ați făcut altceva decât să le ocupați. Pe de altă parte, am încercat atunci pe litoral și încercăm și acum în stațiunea balneare să lăgim sezonul. Nu se poate concepe un sezon la mare de 45 de zile. Este ineficient. Nici un agent economic, nici tu, nici Neckerman, nici nu mai știu cine din lumea asta, nu își investește o sumă de câteva milioane de dolari atunci când un hotel e deschis 45 de zile. Cum a fost anul ăsta, vacanța asta? Cum a fost? Analiștii spun că a fost cel mai bun sezon. Lăsați-i analiștii. Păi, lăsați-i pe analiștii. La un singur, domnul Tugă. Nu, dar spun spuneți datele de la Ministerul Turismului, că sunt date pe care cel le aveți. Cel mai bun sezon. Analiștii. Cine sunt? N-am auzit de niciun analist de turism până acum. Sunt. Institutul care? Național de Cercetare. A, bun, analiști. Instituțiile, abilitate, exact. Să spună, da. Deci spun pe datele pe care le avem până în prezent că a fost cel mai bun sezon pe litoral din ultimul 11 ani. Da. Care se concretizează prin creștere cu 20% la turiștii români și cu 28% la turiștii străini. Da. Și am să vă dau câteva exemple, nu la întâmplare, din Germania, pe Thomas Cook, Neckerman, am avut un număr dublu de turiști față de anul 2000. Pe Franța, s-a văzut, a crescut foarte mult. Cu 58% creștere. Nu s-a mai găsit niciun loc pe charterele Paris-București sau Paris-Cogălinceanu încă din luna mai. Pe țările din Benelux, creștere cu 28%. Țările scandinave, creștere cu 34%. Deci a fost pur și simplu o presiune extraordinară și o creștere pe turism internațional. În număr de turiști, în comparație cu anul trecut? În număr de turiști, v-am spus, creștere cu 20%. Cât în ar însemna asta? Deci pe total se apropie la 2 milioane de turiști. 2 milioane de turiști. Și noi asta ce merită aveți în asta? Stilul dumneavoastră direct. Meritul este extrem de simplu. Am început pregătirea acestui sezon din februarie. Am intrat pentru prima dată cu un concert. Totuși nu întâmplător, nu vreau să... Nu, sunt eforturi care le-am depus. Nu întâmplător, anul ăsta a fost un an mai bogat decât ceilalți 11. Cu siguranță. Adică e clar. Care au fost măsurile pe care le-ați luat? Am început în februarie să pregătim sezonul. Am venit cu un concept nou despre ceea ce înseamnă sezon pe litoral. Am introdus un comandament, care, mă rog, a fost comentat foarte mult. Un comandament, să nu fie un comandament de stil comunist, mă lasă rece, cum a fost el etichetat. Un comandament în care am inclus, prin o notă aprobată în guvern, prefectura, primarii, toți primarii de pe litoral, Consiliul Județean, toate ministerele care au o legătură cu produsul turistic pe litoral, serviciile publice descentralizate. Acest comandament s-a întrunit lunar. Și, practic, a existat un nucleu, dur, să-i spunem, care a funcționat în fiecare săptămână. Eu, din februarie până în octombrie, la fiecare 10 zile, 2 zile, am fost pe litoral. Am înțeles. Iar acest lucru a început să se cunoască. Pentru că am venit, poate pe prima dată, cu acțiune directă. Eu cred că lumea s-a săturat de vorbe, de promisiuni. Iar acțiunile directe s-au concretizat în câteva lucruri, mă rog, care au avut, să spunem, un anumit efect. Și am să vă dau un exemplu. Plajele au fost pentru prima dată amenajate altfel de cum s-a întâmplat în ultimii ani. Am fost cu directorul Companiei Naționale a Apelor, am discutat cu ministrul de resort și am avut controle în fiecare săptămână asupra modului cum sunt pregătite plajele. Dar sincer, condițiile de anul ăsta, ați spus că ați pregătit încă din luna februarie tot acest sezon, condițiile, cu cât au fost mai bune față de anul trecut, de exemplu, care a fost un an prost? Au fost mai bune. Eu nu pot să le comensurez. Eu am spus de foarte multe ori, domnul Tucă, noi nu putem să facem minuni peste noapte. Ceea ce mă interesează pe mine, să înregistrăm un trend pozitiv, lumea să vadă că au început să se schimbe lucrurile, că se mișcă, că se întâmplă ceva în plus față de ceea ce am fost obișnuit. Acest program litoral pentru toți, cred că a fost un succes. Îmi pare rău că este dumneavoastră ministru, dar trebuie să spun asta. Sau îmi pare rău cu ghilimele de rigoare. Dar nu... Eu trăiesc cu impresia că totuși se pune accentul foarte mult pe litoral. E normal pe undeva și se uită restul țării. România are un potențial turistic extraordinar. Eu vă spun câteva trasee pe care le-am făcut și turiști nu prea erau în unele dintre zone. Condițiile, să spunem, turistice aproape de zero. La cheile Dâmbovicioare aici, un loc absolut extraordinar, condiții aproape zero. Oamenii nu au investit nimic. Pe Transfăgărășan am fost.
era deja Bălci, într-un weekend vreme frumoasă, lumea călătorea într-una, era raliu acolo, de la început până de la, pe tot Transfăgărășanul, era și o zi frumoasă. La Sighișoara la fel, lumea destul de multă. Sighișoara încă se mișcă foarte bine din cauza proiectului Dracula Park. Domnul Ducă, eu am schimbat, sau încerc să schimb. Stațiunile vechi mai au turiști, Bicaz, Bicaz Borsec, Tujnat Băi, sunt o grămadă de stațiuni, Herculane, Căciulata. Stațiunile balneare au un grad de ocupare de 65%, care este mult peste media pe care o avem pe turismul național. Eu încercam să vă spun că am încercat să schimb o mentalitate, o filozofie. Înainte, toți banii care erau la minister, la ce Dumnezeu era autoritate, erau puși într-o oală și de acolo se încerca să se rezolve, nu știu, un set întreg de probleme. Pentru prima dată noi am venit cu programe concrete, clare. Deci luăm suma de, introducem noțiunea de parteneriat, în care intrăm cu trei actori, cu statul, reprezentat de Ministerul Turismului și de Ministerele de Resort, cu administrația publică locală și cu sectorul privat. Și am început cu litoralul, nu întâmplător. România are pe litoralul nostru jumătate din hotelurile țării. Era firesc să acordăm o integrare. Știți, toată lumea spune, dacă merge litoral, jumătate din capacitatea de cazare a țării se află pe litoral. Toată lumea spune că dacă litoralul merge, atunci merge și turismul. Sigur că nu stăm numai și numai pe litoral. Însă am vrut, pericolul era eminent datorită modului cum a fost conceput, mă rog, tot ceea ce înseamnă proiect de turism pe litoral, ca România să dispară de pe harta internațională. Pentru că dacă lăsăm plajele așa cum erau, dacă lăsăm acele construcții hidoase, semnate pe genunchi până lunile noiembrie-decembrie anului 2000, când, să spunem că sondajele începeau să devină realitate, nu mai venea nimeni pe litoral. Nu se mai punea problema de turiști străini, dar și turiștii români ar fi ocolit litoral. Eu am casetele și am fotografiile și le voi ține foarte mult timp cu mine, prin care aș putea să demonstrez ce se întâmpla pe plaja la Steagul la Neptun Olim, că nu se mai vedea mare. Ce se întâmpla în fața complexului Perla, litoralul românesc, Amfiteatrul Belvedere Panoramic, când apărea o construcție care efectiv acoperea acest complex pe 9 metri de plajă. Nu, dar eu spun prostii sau nu spun prostii? Asta ne judecă cei care... Nu, întrebă dumneavoastră, sunt specialist, de ministrul turism, eu sunt un turist. Dar eu vreau să vă spun că noi nu putem să începem într-un singur an ceea ce dorim să facem în 4 ani. Și vă întrebam de principiu, nu vă imputam că n-ați făcut mai mult pentru tot ce restul României turistice, cu excepția litoralului. Deci jumătate din locurile de cazare sunt pe litoral. Exact. Iar acum, de exemplu, acum ne mutăm, eu încerc să duc așa, mă rog, folosind o comparație, să încerc să duc marea la munte. Pentru că acum începem un comandament peste 10 zile în stațiunile de munte. Pentru munte. Și încercăm să pregătim sezonul de iarnă, care eu cer un singur lucru tot timpul, să fie mai bine decât anul trecut. Și sper mai prost decât anul care va veni. Și am să vă dau primul exemplu. În acest program de reabilitare a stațiunilor montane, după 28 de ani, este pentru prima dată când se inaugurează o pârtie de schi în România. Și această pârtie se inaugurează la Predal, Creasta Cocoșului, prin eforturile pe care le avem acolo. Începem un program de modernizare și de iluminat a pârtiilor existente. Am început finanțarea unui produs turistic extrem de important pentru noi. Dar de ce faceți dumneavoastră asta și nu fac privații? De ce nu dați aceste terenuri sau aceste pârtii privaților pentru a... Lucrăm în sistemul acesta de parteneriat. Deci, Ministerul Turismului vine cu un proiect, cu un program național, inclus în programul guvernului, cu infrastructura generală. Deci, am cerut tot timpul ca într-un astfel de proiect, statul să vină cu, mă rog, la marginea proiectului, cu căile de comunicații, cu străzile, cu energia electrică, cu apă, cu tot ce înseamnă. Administrația publică locală vine cu cererea mai de preț, un lucru extrem de important, teren. Iar sectorul privat îl chem să financeze, să construiască și, desigur, să aibă managementul acestui proiect. Toate proiectele mari naționale în turism, Dracula Park, Stațiunea Europa, domeniul de schi Predala Zuga, sunt proiecte 100% private. Și vor dar fi cineva... Gata? Vor fi gata. Vor fi gata... Cineva trebuie să facă proiectele pentru asta. Eu am citit o statistică, apropo de numărul de vizitatori în țările Europei și m-am îngrozit, uitându-mă la câți turiști au vizitat 99 România, Cehia, 16 milioane de turiști, România 3 milioane de turiști, Ungaria 12 milioane de turiști, Polonia 17 milioane. Practic doar suntem, avem mai mulți turiști, am avut în 99 mai mulți turiști, Bulgaria avea puțin mai, avea cu
cu puțin față de noi. Acum știți cum e statistica, e chestia, cum spunea un regretat profesor, dacă stai cu un picior într-un cuptor fierbinte și cu un altul în apă rece, pe mijloc te simți bine, pe medie te simți bine. Nu este vorba de 3 milioane, este vorba de 5,5 milioane. Vizitatorii, conform normativele Organizației Mondiale ale Turismului, oricine stă într-o țară mai mult de 24 de ore, deci are o cazare, este considerat turist. În Cehia, Polonia, Ungaria, unde evident lucrurile stau mult mai bine decât la noi, se practică foarte mult turismul de weekend din Uniunea Europeană. Germanii își fac cumpărăturile la Budapesta, austriecii și le fac la Praga. E o anumită conjunctură și o anumită poziție. Numărul 1. Numărul 2, cele 3 țări, noi încercăm să le facem la economatele pe care le-ați anunțat în observatorul anteriorului de astăzi. Stați că vreți să discutăm despre economate, ține de turism? Nu ține de turism, dar ține de un anumit concept. Este să deschis un magazin. Unul din care va deschide o serie. Este un program integrat. Da, dar cu un magazin nu se face toamnă, cel puțin în prima perioadă. Nu se face cu o floare primăvară, nu se face cu un magazin toamnă, dar cu o serie de 10 magazine în fiecare sector, eu cred că deja înseamnă. Bun, dar mi-e destul de greu să cred că vor veni austriecii să cumpere în economatele astea. Și mie nici nu este motivația principală. Trebuie să pregătite pentru cei care au o pensie de 1.000 de că își fac cumpărăturile. Este turismul de weekend. Să nu uităm că cele 3 țări care încercăm să spunem că suntem în concurență cu ele și-au finalizat programul de privatizare cu 5 ani înaintea României. Și acum sigur că beneficiază de acest efect spectacular. Să nu uităm zecile de miliarde de dolari care au intrat ca investiții în aceste țări, din care o parte, cam 15%, s-au îndreptat direct spre turism. Suntem într-o competiție, într-o competiție deschisă în care România abia acum începe să-și pună un cuvânt care eu sper să fie hotărător. Și noi ne aflăm în competiție numai cu Cehia, cu Polonia sau cu Ungaria. Ne aflăm într-o competiție cu Bulgaria. Abia anul acesta, domnul Tucă, începem să punctăm față de Bulgaria. Toată lumea ne dă exemplu vecinilor noștri de la sud, ce s-a întâmplat miraculos în turismul lor. Un lucru extrem de simplu. Acum 4 ani de zile, în Albena, celebra stațiune, ca și nisipurile de aur, au intrat cele două mari concerne, Tuyu și Thomas Cook. Și la noi de ce nu intră, domnul ministru? Pentru că intră anul ăsta, domnul. Bun. De ce nu au intrat, să întrebăm pe băieții care au stat 4 ani, sau să mă întrebați pe mine din primul moment? Nu, eu nu vreau să întreb niciun băiat, vreau să întreb o fată. Eu vă întreb de ce n-au intrat 11 ani? Pentru că... Și intră abia acum, fără să fac trimitere la vreun guvern sau altul. Că până la urmă a avut de suferit România. A avut de suferit România. N-au intrat pentru că n-au fost ispitiți cu programe clare. Nu s-a văzut o voință politică de a face ceva în turism. Turismul a fost așa, un fel de cenușăreasă. Lasă că turismul oricum trebuie să aducă bani țării. Nimeni nu s-a gândit ca să aduci bani țării. Trebuie să faci o investiție. La un moment dat era o agenție și... La un moment dat era un fel de autoritate, lipsită de autoritate, condusă de un secretar există de stat. Există vreun potențial mai mare al României decât turismul? Vreo industrie, vreo... Nu știu. Fotbal. Eu cred că... Fotbal. Păi nu, fotbalul e... Industrie. Păi nu, cât e cu Mitică, Dragomir, cu ăștia e o industrie falimentară. Nu, cât e cu Cipe Hagi, cât e cu Adrian Ilie, este o industrie. E echipa națională, e altceva, fotbalul intern, atunci, e cel care ne mănâncă... Atunci cât e cu Dinamo, este o industrie. Pentru că sunteți dumneavoastră la doamnă, vă zic, cât e George Copos. Nu, eu vă întreb foarte serios. Sunteți dumneavoastră la Rapid? Nu, eu țin cu Universitatea Craiova. Atunci cât e Gigi Nețelor va fi? Păi nu, sunt foarte trist că țin cu Universitatea Craiova. Dar nu vreau să vorbim despre asta. Și eu sunt trist că țin cu Dinamo. Se vede că sunteți trist pentru că sunt probleme și acolo. Da. Spuneți-mi, vă rog, există vreo oportunitate mai mare în România decât asta a turismului? Sincer vă întreb. Da, și eu tot sincer vă răspund. Că așa întreb de obicei. Eu nu m-am săturat, poate s-au mai săturat și alții, nu știu. Să spunem așa, veșnic, că România are un potențial turistic extraordinar. Foarte bine. 123 de țări sunt într-o competiție acerbă, după o marfă din ce în ce mai rară, pe care o reprezintă turistul străin. Iar noi suntem în această competiție. Dacă nu avem foarte mulți bani, și nu avem foarte mulți bani, atunci trebuie să folosim poate un capital mai de preț, care înseamnă inteligența. No. Și asta încercăm acum, printr-o campanie agresivă, printr-o campanie non-convențională. Prin lucruri care șochează, tip Dracula Park, printr-o alt tip de atitudine, de filozofie, încercăm să atragem atenția lumii asupra acestui potențial. Vă sprijină colegii dumneavoastră, guvernul din care suntem faceți echipă, parte. Suntem o echipă, domnul Tucă. Asta cu echipa și ăștia, spuneți, echipele astea care trogădează, sunt o echipă. Spuneți-mi, da, dar nou antrenor ca Adrian Năstase. Nu, da, poate jucătorii nu sunt cei mai buni. Spuneți-mi, vă rog, este asta... o prioritate...
puteți să impuneți în guvernul Adrian Năstase, care este un antrenor foarte bun, spuneți dumneavoastră, puteți să impuneți turismul ca fiind o prioritate națională? Există semnale în acest guvern că turismul este tratat ca o prioritate națională? Sau nu poate fi o prioritate națională turismul? Am cel puțin trei variante de răspuns și am să aleg pe dați-mi cea care... pe cea mai o să vă dau la cea la care exact mă gândesc, nu știu dacă e cea mai bună sau nu. O echipă de studenți, o grupă de studenți de la o facultate de turism, dintr-o universitate particulară, a făcut un studiu privind turismul în România. Au monitorizat discursurile premierului și au constatat că de 77 de ori Adrian Năstase a pomenit cuvântul turism. Spre deosebire de foști alți prim-miniștri care l-au pomenit de două ori sau de trei ori, în general atunci când desfințau ministerul sau atunci când îl declarau prioritate națională în primul articol al unei legi, ca peste două săptămâni să desfințeze ministerul. Nu știu dacă e cea mai bună comparație sau nu, dar un pachet legislativ, pentru prima dacă dată... Dacă e susținută, este susținută. În practică? Este susținută, pentru că orice proiect de acest tip pe care l-am făcut și pe care încerc să-l fac, se discută în guvern, se prezintă în guvern. Nu ne spun că toate proiectele care le prezint trec. Și am avut proiecte la care am renunțat atunci când colegii au venit cu argumente. Dar vă spun că de câte ori intru cu un proiect legislativ sau cu un anumit tip de program în turism, am susținerea colegilor din guvern. Există această susținere. Da. Bun, vă mulțumesc. Haideți să ne oprim puțin pentru publicitatea aici și după aceea vom continua cu programul lansat astăzi și la fel cu privatizarea. Eu cred că dumneavoastră ați făcut una dintre cele mai tari declarații pe care l-a făcut un om politic, la urmă este un politic. Și anume aceasta cu privatizarea. Că vreți ca turismul să fie prima industrie complet privatizată din România și că acest lucru s-ar întâmpla în proporție de 80-90% până la sfârșitul anului. Aș vrea să explicați telespectatorilor noștri această declarație. Dar mai întâi, publicitatea. Prețul cartelelor SIM reîncărcabile Camarad și Conex Go s-a redus de la 12 la 7 dolari. Caută-le până la 31 octombrie. Bărbații transpiră cu până la 50% mai mult decât femeile. Nou, Rexona for Men. Eficiența la masculin. Cumpără 30 de litri de benzină de la orice stație MOL și câștigi pe loc un stick Rexona for Men. Vrei să fii un învingător, ai nevoie de o îngrijire specială. Noul Nivea for Men Aftershave Balsam pentru o piele irezistibil de fină. Nivea for Men, îngrijirea de care au nevoie bărbații. Au trecut 5 ani. E la fel ca la început. Ai crezut în el din prima clipă. Ai petrecut alături de el atâtea momente fericite. Și încrederea ta a crescut an de an. O relație care nu se va sfârși niciodată. As, sigur și puternic de când l-ai întâlnit prima oară. Cif te ajută să cureți toată casa foarte ușor. Nu te teme să folosești Cif cremă pentru suprafețele delicate și aparatele de bucătărie. Cif îndepărtează cu grijă cele mai dificile pete. Curățenie la puterea Cif. M-a invitatul nostru din această seară, domnul Dan Matei Aviator, ministrul turismului. Haideți să ne întoarcem de unde am plecat, practic, de la acest program Turism pentru Sănătate. În ce condiții vor fi cazați acești oameni care vor beneficia de programul ăsta? În condiții identice cu orice cetățean care își cumpără un bilet de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau de la Casa de Pensii sau de la o agenție de turism, nu face niciun fel de discriminare. Ceea ce le oferim șansa de a sta 10 zile cu mic dejun, cazare, cu tratamente medicale. 9 nopți, am înțeles. 9 nopți de cazare, 10 zile. Da. Cu numai 799.000 de lei. Nu este, nu facem diferențiere între cetățeni paria și cetățeni nu știu de care. Aceleași condiții vor beneficia, indiferent în ce stațiune vor merge, pe ce zonă vor fi, pe sindicat, pe... Ce trebuie să faci ca să beneficiezi de astfel? Probabil că sunt mai mulți decât locurile pe care le oferiți dumneavoastră. Da, și am să fac un foarte scurt comentariu, dacă îmi permiteți. Nu sunt conștient...
că nu rezolvăm problema de fond cu 14.000 de locuri, cum n-am rezolvat-o nici cu cele 38.000 de locuri la mare. Că sunt mult mai mulți cei care nu au posibilitatea și care au nevoie de acest serviciu. Vrem să le dăm un semnal, un mesaj, că cineva, acolo, la Palatul Victoria, se gândește la ei și că începe, încetul cu încetul, să facă ceva. Deci, eu mă spuneam la început... Practic, un prim pas ăsta. Este un prim pas. Că de declarații vom crește nivelul de 3,8% și vom scădea prețurile cu 7% numai sătulă. Vrem să facem un pas concret. Un mic pas. Bun. 14.000 de oameni anul acesta. Încercăm ca în viitor să fie mai mulți. Până la urmă, poate că și acest gest contează. Ce trebuie să facă practic? Da. Folosim exact sistemul de la Litoral pentru Toți. Prin agențiile de turism, începând cu 25 octombrie, peste 100 de agenții de turism vor vinde aceste pachete. Din toată țara. Din toată țara. Vom afișa acele agenții care au contractat cu societățile comerciale din turism pachetul respectiv. Orice cetățean care este în posesia unui bilet de trimitere, cum se spunea înainte și cred că se spune și acum, de la medicul specialist sau de medicul de familie, care recomandă pentru tratament, pentru o boală sau pentru refacere, una din stațiunile deci boală sau refacere, nu trebuie neapărat să fii bolnav. Nu trebuie să fii bolnav. Sunt oameni care trebuie să-și refacă capacitatea de muncă. Cred că ar trebui, poate noi doi, să începem acest lucru datorită unui program dacă special. Dacă se poate, la apă Coasta de Azur. Acolo... N-am fost niciodată de asta, n-am fost niciodată în străinătate, în concediu. Eu am fost pe Coasta de Azur, nu în concediu, dar vă spun că cu 2,60 $ cât costă... Debe, nici nu te trezești. Nu te trezești și s-ar putea o cafea totuși să primești într-un hotel acolo. Bun, și vor merge... Unde vor merge fi aceste locuri? În toate stațiunile? Sunt în 21 de stațiuni cu care am intrat în protocol. Practic sunt cele mai importante stațiuni balneare. Herculane, Felix, Amara. Herculane, Felix, pentru că începem cu ele, pentru că au oferit 1200 de locuri la Herculane, 800 de locuri la Felix și apoi sunt 7 stațiuni cu 300, 350 de locuri. Căciulata, la Ognele Mari nu trimiteți măcar din PSD câțiva. La Ognele Mari se duce cine trebuie și acolo sper că primarul să-și facă treaba în primul rând. Și sper să... Căciulata, Vatra Dornei, Tujnat și Sânt George Băi. Sovata și Buziaș, Govora, Moneasa, Eforie Nord, deși la mare. Și la mare acolo cei care n-au prins acum la valță. Acolo sunt locuri mai limitate. Da, Giurgiu Băi, Mangalia, Olănești, Slănic Moldova. Practic sunt cele mai importante stațiuni din cele peste 200 pe care le are România. Cele mai cunoscute stațiuni sunt acolo. Și gândiți-vă că pe Herculane, extrem de cunoscută, mai spunem că exploatată din timpul romanilor, cu peste 700 de proceduri, avem 1200 de locuri. Deci nu e o chestie știință. Câte acțiuni mai aveți la Herculane? Stațiunea Voilor Herculane am vândut-o... Statul cât mai e? Nu mai are nimic, pentru că am vândut-o acum 3 săptămâni. Aveam 40%. Ah, de-abia ați vândut-o. Am vândut-o cu 3 milioane de dolari. Dintre bijuteriile cu 3 milioane de dolari, 40% din acțiuni mai avea statul. Am înțeles. Luăm o prima legătură telefonică să vedem ce vă întreabă și telespectatorii. Bună seara! Alo? Da, bună seara! Bună seara, domnule Tucă, și bună seara invitatului dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Bună seara! Domnule ministru, aș avea două întrebări privind situația turiștilor străini care vor să-și petreacă concediul în România. Este vorba de turiștii care vor să petreacă mai mult de o lună de zile în timpul verii și pentru care obținerea unei vize prelungite este un prilej de tevatură, de călătorii pe la în centru de județ, de stări la coadă la trezorerie, etc., etc. Turiștii străini stau pe... Da, sigur că da, dar care vor să obțină o viză. Puteți să-mi spuneți, mă scuzați că v-am întrerupt, puteți să-mi spuneți din ce țară, la ce țară? Israel. Nu mă refer la turiștii care de acum au o situație privilegiată și provin din piața comună, care nu mai plătesc. Așa. Nici nu cunosc motivul pentru care alții plătesc, nu intru în acest amănunt. Să zicem că trebuie plătit. Aș vrea să vă întreb, nu ar duce la o îmbunătățire a turismului și la mărirea numărului de turiști dacă această viză, care se plătește de două ori, s-ar putea plăti de la intrarea în țară, evident, proporțional cu lunile pe care turistul vrea să le șadă, asta ar fi o primă întrebare. Cea de-a doua? A doua întrebare ar fi, folosind zboruri, folosind compania de Tarom, pentru zboruri din
de la mine în București, de la, din București în altă țară din Europa și în dărăt. Deci, două zboruri. De ce nu se pot obține vize cu două intrări? Bun. Și de fiecare dată trebuie plătită intrarea. M-am interesat și mi s-a spus că vize cu două intrări se dau numai oamenilor de afaceri și celor care vin în scop de binefacere. Mulțumim pentru întrebări. Bună seara. Bună seara. Puteți suna la, imediat, domnul ministru. Puteți suna la cele două numere care vor fi afișate pe micul ecran. Puteți suna și puteți pune întrebări domnului ministru Dan Matei Agaton, vă rog. Un caz mai particular, să spunem. În caz, nu știu dacă particular, sau nu pare a fi particular. Problema vizelor este extrem de sensibilă. Noi am făcut un gest unilateral. Am desfințat vizele pentru țările Uniunii Europene. Unilateral. Și am spus că orice cetățen dintr-o țară aparținând Uniunii Europene poate să intre cu viză, fără viză turistică în România, să stea 90 de zile. Este firesc acest lucru pentru că deocamdată noi avem nevoie de turiști în România și nu știu dacă, să spunem, Italia are foarte mare nevoie de turiști români acolo. Este un gest unilateral care a intrat în funcțiune la 1 ianuarie 2001. A fost practic una din primele reacții pe care guvernul a avut față de această problemă a vizelor. Până atunci se obțineau cu 40 de dolari, cu 30 de dolari la ambasade, la consulat, la intrarea în frontieră. A fost o nebunie totală. Pentru câteva milioane de dolari pe care le încasam din taxele de consulat, pierdeam sute de milioane din vizitele turiștilor străini. Și am făcut acest gest. Pentru alte țări decât Uniunea Europeană, dați-mi voie să vă spun că așteptăm și noi un gest bilateral. Deci, dacă un român poate să meargă în Israel în anumite condiții, atunci suntem dispuși să discutăm la nivel guvernamental și cum un cetățean acestui stat poate să intre mai mult de 30 de zile în România. Și eu cred că, până la urmă, este și o chestie de mândrie și de demnitate națională. Ultima întrebare legată de acest program Turism pentru Sănătate. Am înțeles că el ar trebui să funcționeze în perioada 15 noiembrie, 15 decembrie, dar există posibilitatea prelungirii până în februarie. E adevărat? Litoral pentru toți l-am conceput pentru 15 zile, pentru perioada 1, 15 septembrie, pentru 15.000 de locuri, pentru că a existat solicitare, a existat cerere, a existat și bunăvoință deci din partea operatorilor, l-am extins. Dacă acest program va avea succes, suntem dispuși să-l extindem după perioada de sărbători, când există anumită presiune, cam în tot ceea ce înseamnă baza turistică a României. O nouă legătură telefonică. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Aș dori să-i pun și o întrebare domnului ministru. Vă rog. Domnul ministru a declarat în vară că nu mai eliberează nicio autorizație pentru agenții comerciali care vând diferite produse pe cosmetice, porumb și alte minuni din drastea pe plajă. Eu sunt în posesia unei astfel de autorizații și vreau să știu dacă s-a obținut legal sau nu, dacă a știut dânsul despre... Bun, mulțumim pentru întrebare, bună eu seara. Eu am vândut chiar cu dânsul pe plajă, chiar soției dânsului, pe stațiunea Olimp. Ați prins-o, ce ați vândut? Porumb? Poftim? Porumb, ce ați vândut? Am vândut și porumb, țin să-mi informez. Cât era porumbul? Fiert sau copt? Nu vă aud bine. Porumbul, băi, normal că pe mine nu mă aude nimeni. Da, porumbul era copt sau fiert? Nu, porumb fiert, produse cosmetice, chiar și soția dânsului ala de la mine. Dânsul moment atunci nu era acolo. Păi da, dar că nu eram eu acolo. Bun, mulțumim pentru întrebare. Dânsul s-a luat atunci cosmetice de la mine când era și noastră acolo, domnul ministru. Iar dacă doriți, pot să vă dau autorizația să vedeți, noastră e semnată de domnul primar din Mangalia, domnul Iorguș. Uh-huh. Iar noi vreau să vă pun întrebarea următoare. Noi am obținut autorizațiile acestea, iar pe lângă autorizațiile astea plătim și o șpagă la poliția de plajă. Cine vă pune? Asta e problema dumneavoastră. Deci aproape făceam jumătate. De ce plătiți? Eu țin foarte mult la banii dumneavoastră și vă spun că în sezonul viitor, cu această autorizație, o să faceți o bărcuță, să o puneți pe valurile Mării Negre. Pentru că există o hotărâre de guvern, iar hotărârea de guvern trece peste orice dispoziție a oricărui primar, prin care se interzice comerțul ambulant pe plajă. Și v-aș întreba cu deplină sinceritate dacă cumva ați fost măcar până în Bulgaria și să-mi spuneți și mie unde în lume, pe plajă, vin tot felul de tipi care vând tot felul de produse în tot felul de recipiente, fără niciun fel de control, nici sanitar, nici veterinar,
nici de la Autoritatea de Protecție a Consumatorului, pentru că cineva vrea să deranjeze. Mergi pe plajă, stai, și... când vine ăla cu piatra, ponce. Nu mai vorbim cu... de comerțul care nu știu cum să-i spun, ca să nu mă cert cu Mădălin Voicu. Dar este foarte clar că acest lucru este civilizat. Iar a vândut porumb pe plajă și nu mi-a spus. Niciodată n-a vândut Mădălin, nici în contră. Există un... trebuie să intrăm într-o stare de normalitate. Am început să aprob o serie de planuri de urbanism zonal, general, prin care, cu primarii împreună, stabilim locuri, să le spunem bazare, nu știu cum să le spun, în care, fără discuție, există posibilitatea să se vândă lucruri de artizanat, lucruri foarte care... bine. Dar nu pe haideți să, haide să trecem la privatizare. Dumneavoastră a spus, am amintit acest lucru înainte de pauza publicitară, o declarație foarte tare. A spus că până la sfârșitul anului veți privatiza turism, că va fi prima industrie privatizată din integral în România. Cum veți face această privatizare? Aveți foarte multe active în stațiuni importante, în societăți importante din stațiunile mari ale României. Poiana Brașov, Predeal, București, Mamaia, Tujnad, am amintit doar câteva. Vestea proastă este că în Poiana Brașov statul nu are în administrație directă nimic, absolut nimic. Au avut grijă de aveți 50,9% până la din acțiuni, dar fără niciun fel de administrare directă. Deci statul nu are 51% din hotelul favorit sau din special hotel. Vom vinde. Vom vinde și probabil că aici vom vinde cu licitație cu strigare, pachetul de acțiuni. Domnul Tucă, în primul mandat, când l-am bărăsit, primul mandat în 1996, turismul din România a privatizat 44% și am spus că poate una din marile erori din acel prim mandat este că am privatizat prea puțin. În condițiile în care exista FPS-ul și, mă rog, condițiile de atunci ale României. Au venit cei 4 ani în care campionii democrației și ai privatizării au reușit o performanță uluitoare în turismul român, și anume să privatizeze 6%. E, ceea ce e înseamnă rău. Că atunci când am preluat, da, nu e rău, nici o succesorie, în afară de Hotel București, da. Așa, spuneți. Nu vreau să o comentez. În afară de Hotelul București, care a făcut deliciu prese și îl va face în continuare, nu mi-aduc aminte de nu știu ce operațiune în turismul românesc. Bun. În al doilea mandat am intrat, deci, cu 50%. În perioada opoziției, eu am condus Departamentul de Comerț Turism al PDSR-ului, de atunci PSD-ul de astăzi. Și i-am prezentat premierului această propunere, ca într-un an de zile să privatizăm integral turismul românesc. Plecând de la ideea că atunci când există voință politică, când există, poate și puțină pricepere, se poate impune un ritm mai rapid. Iar domnul prim-ministru Adrian Năstase a aprobat încă de atunci ca acest proces de privatizare să fie condus pentru prima dată de minister și nu de alte organisme. Și am intrat în acest lucru. Eu îmi dau seama că această declarație tranșantă are un cost politic. Eu aș putea să găsesc cel puțin 5 motive mari pentru care am întârziat procesul de privatizare în turism. Obiective, subiective, nu are nicio importanță. Lumea nu mă judecă după faptul că pe legea 10 s-a prelungit termenul în care poți să depui cerere de retrocedare până la 14 noiembrie cu 3 luni. Lumea nu mă judecă de faptul că un pachet legislativ care pentru prima dată a fost conceput special pentru privatizarea în turism, pentru că eu cred în continuare că între a vinde o fabrică, o uzină și a vinde un hotel este o anumită diferență. Nu are nicio, și nu caut scuze din acest lucru. Și îmi mențin acest lucru. Îmi mențin această... Cum veți vinde până la sfârșitul anului? Noi am început să vindem pachete de câte 10 societăți comerciale. Am vândut primele... Deci primele 2 pachete de câte 10 au fost vândute sau se află în procedurile de vânzare. Și continuăm cu aceste pachete câte 10 societăți pe săptămână. Cum vindeți Neptunul, SC Neptun? Neptunul și cea mai rămas din Mamaia reprezintă, mă rog, nu știu, rubinul de pe corana turismului românesc. L-am divizat în 27 de societăți Neptunul și în 6 Mamaia. Pentru fiecare din aceste societăți demarăm procedurile de privatizare în jur de 1 decembrie. Deci deja sunt înființate cele 27 de societăți? Sunt procedurile un pic birocratice prin care trebuie să înregistrate la Registrul Comerțului, intabulate terenurile aceste societăți. Bun, după care treceți la privatizare. După care trecem cum la se face privatizare? Cum se vinde un hotel? Cum se vinde o vilă? Cum se vinde o jumătate de stațiune? Cum se vinde un sanatoriu? Se vândă fie prin licitație cu strigare, fie printr-o formulă care mie mi s-a părut mult mai interesantă și mai apropiată de ceea ce dorim în turismul românesc, și anume negociere directă cu program de investiții, prin care, pe condiții dure, unii spun chiar prea dure, obligăm ca cel care a cumpărat o stațiune, un hotel sau o vilă, cum spuneți dumneavoastră, să investească într-o perioadă scurtă,
să investească în baza unui program de investiții detaliat, fizic și negociat cu noi. Agreați formula asta sau cea cu strigare? Eu personal agrez această formulă. Și mai agrez formula atragerii marilor lanțuri hoteliere internaționale și a tuturor operatorilor internaționale. În privatizarea din Neptun, Olimp și Mamaia. Și aceste lanțuri hoteliere de care vorbiți dumneavoastră, aceste mari companii, pot să facă față exigențelor de care vorbeați? Da, dacă ar accepta, că de făcut față este... Suntem în negocieri care se apropie de finalizare. Cu Tui și Neckermann pentru a prelua 7-8 hoteluri din Neptun, Olimp și Mamaia. Nu pot să vă dau foarte multe și vă rog să mă înțelegeți. Avem o ultimă legătură telefonică, după aceea am să vă mai întreb câteva lucruri legate de privatizare, că e foarte interesant. Bună seara! Alo, bună seara, domnul Tucă! Bună seara, domnule! Bună seara, domnului ministru! Sărmâine! Aș vrea să-l întreb ce se întâmplă cu campingul de la 2 Mai, deci nu cel de nudiști, sau de la Vama Veche, cel din stațiune. Pentru că cred că suntem destul de mulți cei care iubesc marea și o stațiune liniștită, fără prea multe discoteci, suntem mai melancolici, așa, mai... Păi și ce căutați pe aici, domnul? De ani de zile mergem cu cortul la 2 Mai. Vă întrebam, ce mai căutați? Nu mai e loc de melancolici în România. Ce mai căutăm? Nu, ce mai căutați? Melancolicii ce? Credeți că mai au vreun rost melancolicii în România? Din păcare, domnul Tuc, aici n-am născut și aici trebuie să trăim. Și unde ați fost? Ați fost la Vama Veche, melancolic, așa cum sunteți? Nu, la 2 Mai. La 2 Mai. Păi la 2 Mai e de mult o stațiune mai mare decât Costinești, să spunem. E mai micuță stațiunea și mai... Nu, dar ați fost pe plajă, e nebunie, la Vama Veche la fel. Dacă acum câțiva la Vama Veche, puteai să te duci la Vama Veche și să faci plajă și nu era nimeni, acum n-ai loc. Plus că sunt niște nenea dintre ăștia care vin să te scoală după plajă că au trage. Dar mă rog, e interesantă întrebarea dumneavoastră și e absolut justificată. Deci acolo sunt condiții față de Vama Veche, este totuși apă curentă, sunt toalete care sunt curate, e apă care curge la toalete. Păi dumneavoastră vreți și melancolie și romantism și apă caldă, doamnă? Nu, eu nu prea mai... Eu știu că am... Mulțumim pentru întrebare. Din cauza condițiilor precare din camping, vor să închidă acest camping. Da, bun, așa este. Mulțumim pentru întrebări. Eu... V-am numit cu dumneavoastră, nu vă supărați pe mine. Bună seara. Eu știu că am intrat într-un anumit tip de conflict latent cu cei care reprezintă, să spunem, boema clasică, 2 Mai, Vama Veche, pe care o cunosc de când eram student. Însă, din păcate, ceea ce se întâmpla acum 20 sau 30 de ani acolo nu are nicio legătură cu ce se întâmplă astăzi. Și am să vă dau câteva exemple. Sigur, eu respect opțiunea doamnei de a sta pe plajă într-un cort, dar nu pot să stau cu 700 de corturi la Vama Veche și cu 650 la 2 Mai, așa cum a fost anul acesta. Și cu două toalete. Și cu, să vă spun exact, cu 4 dușuri, 5 toalete la Vama Veche și 3 dușuri și 2 toalete în partea alta. Asta ce spuneți? Că înainte erau 100 de turiști, acum sunt exact 10.000. Asta vă spun. Cu una, știți când se făcea nudism la 2 Mai și când erau, se vedeau, aproape nu se vedeau grupurile. Ați făcut nudism? Nu, n-am făcut nudism. Sincer, nici în tinerețe n-ați făcut? Nu, n-am făcut. Nici în tinerețe când veneau cehoaicele și nemțoaicele. Dar la discotecă vă duceați? La discotecă vă duceam. Până ce oră stăteți la discotecă? Păi stăteam până pe la vreo 3 dimineața, atunci când cânta Phoenix Sud, de exemplu, Neforie Sud, dar nu deranjeam turiștii. Păi dumneavoastră dansați, nu deranjați turiștii, dar deranjau aia cu muzica tare. Nu era așa tare. Poate nu erau stațiile de 8.000 de vați, domnul Tucă. Poate erau... O să-mi iau o grămadă de jurături, dar eu sunt pentru ca aceste spații... Cu mine. Pentru ca aceste spații să fie închise, știu, să nu deranjeze. Știu, am discutat când dumneavoastră erați la mare, am discutat această problemă cu Roana. Vestea bună, nu știu, pentru cine nebunie. Este că... Și știi ce mă deranjează? Dacă ar fi cântat Phoenix-ul mai era. Dar știi ce se ascultă în discoteci? Nu, se ascund și manelele până atunci la urmă. Nu, se ascunde, se ascultă muzică țigănească, domnul ministru. Se spune manele. De la să moară mama până la fugi cu banii. Asta nu până la 5 dimineață, până pe la 1 să mai cântă și altă. M-am trezit într-o dimineață la 5 și jumătate, era muzică țigănească și cheful de abia începea la 5 dimineață. Și era pe toată plaja Vacarm. După ce le duseră dumneavoastră asta, mă rog, e nebunie. Ce se întâmplă? Vom face campinguri, dar vom face campinguri civilizate, pe normative europene.
și vom scoate la licitație terenuri și în Vama Veche și în 2 Mai pentru cineva care dorește să facă un astfel de camping. Eu voi interzice camparea pe plajă. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, cum veți anunța opinia publică despre privatizarea marilor hoteluri, marilor societăți? Acum, dacă spun un analist, o să-mi spuneți nu știu ce. Atunci nu, spun că unii ziariști care nu sunt analiști. Spun că am o campanie de privatizare mult prea agresivă și eu recunosc că avem o campanie mediatică pentru privatizare, așa cum nu s-a mai făcut niciodată în România. Iar ea va continua pentru că în luna noiembrie această campanie se va extinde în presa internațională, iar de data aceasta vom focaliza pe zone de tip Financial Times, Newsweek, Washington Post, Le Figaro, Le Monde și ziare din Germania, nu știu, scuze, nu știu bine germană și nu vreau să mă pronunț, Alemanian Zeitung. Deci vom face o campanie de privatizare și pentru extern, cum nu s-a făcut niciodată și pentru România. Și pentru extern și pentru România și pe a treia componentă vom folosi și posturile de televiziune care emit în străinătate. În cazul licitațiilor prin strigare, condițiile pentru cei care vor obține aceste active, vor câștiga aceste licitații, vor fi același ca pentru cei care vin cu program de investiții și așa mai departe? În Neptunul Olimp, în Mamaia, în zonele cele mai importante pentru turismul românesc, nu vom merge pe licitații cu strigare unde contează în exclusivitate bani și eu nu știu ce se întâmplă cu un hotel care este cumpărat, îndrăznesc să mă gândesc de cine, corect, în viitor. Și vom merge mult mai mult pe program, pe proiecte, de investiții, pe proiecte. Profesioniștii care vor să investească în aceste proiecte. Bun, acum în prima fază la Neptun a fost un fel de cu licitație, cu strigare, dar a fost vorba de active niște chioșcuri. Independente, chioșcuri, chioșcuri, terase. Ca să vă dați seama ce înseamnă să dai drumul la un proces irreversibil de privatizare în Neptunul Olimp, prima dată după 11 ani, din cele 45 de active vom încasa aproape 2 milioane de dolari. 6 miliarde de lei am încasat numai din vânzarea caietelor și a dosarelor de privatizare. Vreau să vă spun ceva, pe mine nu mă încălzește absolut deloc. Deci pe mine, mă încălzește o cafea bună, să spunem, pentru cei care merg pe o terasă, o mâncare bună și ieftină, sau acceptabilă, curățenia. Chiar banii ăștia cafea se duc în buzunarul noastră, nu văd nimic din ei, nu mă interesează. Chiar o cafea cu sare, banii ăștia nu se duc în buzunarul meu, banii ăștia nu, se nu, duc nu, buzunarul noastră, statului. Buzunarul statului, pentru că sunt un reprezentant al statului. Bun, pentru ultima dată publicitate și vom încheia după aceea discuția noastră. Special pentru tine, Pantene Pro-V se transformă în ceva și mai bun. Pentru păr mai mătăsos, cu mai mult volum sau cu bucle mai bine definite. Încearcă noile colecții Pantene, pentru părul sănătos pe care îl iubești. Un cowboy are multe pericole de învins. Pentru a-l apăra, Domestos Active Toilet Gel curăță și distruge bacteriile dintr-un foc. Domestos Active Toilet Gel. Protecție sigură împotriva pericolelor care nu se văd. Cine îți face o surpriză plăcută în fiecare zi? Hochland, bineînțeles! Din cel mai bun lapte și numai cu ingrediente naturale, triunghiurile de brânză Hochland sunt mereu pe gustul tău, fie că le mănânci pe pâine sau pur și simplu. Cu Hochland nu regreți decât că ai doar 10 degete. Hochland, ispita gustului. Wow, arăt grozav! Știu! Bona 3 în 1 înlătură petele dificile. Ca să nu ajung să-mi port hainele preferate prin casă. Bona 3 în 1, îngrijire completă. Așa cum tu pregătești tartinele, la fel și Rama îți redecorează bucătăria. Ca să poți savura clipele petrecute cu cei dragi. Trimite capacele de la oricare 3 cutii de Rama până pe 15 ale lunii și poți câștiga lunar 3 bucătării complet mobilate și utilate. Rama, pur și simplu delicioasă. Bun, veți face privatizarea, dar sunt un acționar important sau, da, un acționar important în multe dintre activele stațiunilor este SIFU. Ce veți face în stațiunile în care SIFU
Neptun nu este majoritar, minoritar. Dar ce se întâmplă în cealaltă stațiune? Vor vinde vreodată? Că de investit nu cred că au investit. Care sunt investițiile acestor fonduri de investiții? Ca să repet cuvântul investiție. Sigur că eu nu pot să vă spun exact câte miliarde au investit. Nu se simte așa o voință extrem. Bun, ce faceți cu SIF-urile? Încercăm să negociem. Eu am făcut o propunere, în primul rând, cu SIF Transilvania, pentru că el este acționarul principal în turism. Am început niște negocieri la nivel de, mă rog, de specialiști, prin care le propun ca această vânzare să o facem în pachet. Deci, dacă vindem din complexul Anfiteatru Belvedere Panoramic, să spunem, la întâmplare, Tuiului, cei 54% care îi deținem noi, să vină lângă noi, pentru că vor obține în mod cert un preț mai bun decât dacă și-ar vinde un pachet minoritar. Și acum așteptă rezultatul acestor negocieri. Să vindeți odată și dumneavoastră și să vindem împreună și atunci în mod cert câștigă și statul, reprezentat de minister, și SIF-ul pentru acționarii pe care îi reprezintă. Altfel, dacă dânșii și-ar vinde un pachet minoritar, vă dați seama că ar obține un preț iluzoriu față de cel care vinde majoritatea. Nici un investitor străin și nici un patron, să nu știu dacă cum să-l cumpere, nu vrea să cumpere un pachet minoritar. Ce să facă cu el? Se spele pe cap cu el? Să mai am niște înjurături la telespectatori, că tare mi-s dragi. De ce nu puneți o taxă, sar de la una la alta și după aceea revin la ultima întrebare. De ce nu puneți o taxă pentru Transfăgărășan, domnule ministru? Adică plătești o taxă că treci un pod spre litoral și Transfăgărășanul, care e lucrare monumentală, extraordinară, se va degrada în timp dacă nu se pune o taxă. O taxă nu foarte mare pe care poate să plătească orice om. Că peste 10 ani, peste 15 ani sau peste 5 ani, nu o să mai avem bucuria să vedem, să mergem pe Transfăgărășan. Să punem taxe pe ceea ce... E prima dată când ceri introducerea unei taxe, de când meseria de gazetar. Nu să deveniți foarte simpatic. Credeți că mă mai simpatizez cineva la ora asta? Nu știu, după rating eu zic că da. Nu mai contează nici ratingul în România. Nu contează cred asta. Eu cred că e mai bine să punem taxe pe ceea ce construim de acum. Și este evident că pe programul de autostrăzi vom include taxele. Pentru ceea ce s-a construit, nu știu, de noi toți, de cine s-a făcut, dacă vom începe un program de modernizare, până la urmă, Miron Mitra, colegul și prietenul meu, va hotărâ dacă este necesară o taxă sau nu. Dar mi se pare imoral să punem o taxă pe ceva care s-a făcut, știți, cu salamul, cu soia. Nu mi se pare imoral pentru că peste 5 ani nu o să mai avem bucuria să mergem pe acolo, o să fie închis Transfăgărășanul și atunci e mai imoral să nu putem vedea toate frumusețile făgărașilor decât să... E o deosebire de vedere, de asta nu înseamnă că... Păi normal, nu ați de social-democrat, eu sunt capitalistul nenorocit care vrea de să bage taxele. De multe ori sunt capitalist și dumneavoastră sunteți social-democrat. Asta e, facem cu schimbul la social-democrație și capitalism. Ce se aude cu proiectele astea? Dracula, cum se numește? Parc. S-a schimbat din land pentru că nu știu cine ține proprietatea. Pentru că niște băieți drăguți, tineri și inteligenți, unii le spun hackeri, au avut ideea senzațională să își înregistreze la OSIM Dracula Land în momentul în care eu, dintr-un entuziasm și la provocarea presei... Cineva din România a făcut asta? Cineva din România a făcut chestia asta și a venit la mine și mi-a trimis niște mesaje că ar fi dispus să vândă cu $500.000 marca. Și am spus, mă băieți, vă apreciez chestia asta, dar vă rog să vă vindeți marca între voi. Și atunci am înregistrat la OSIM Dracula Park și încă 4 numere pe care le ținem secrete, că dacă mai apare unul care are Dracula Park, să-l putem să-l scoată. Ce afacere asta? Dracula Park este, da, dar asta înseamnă o chestie extraordinară. Când de ce? Pentru că atunci când lansez un proiect și dacă mai sunt niște oameni care cred în acel proiect și mai mult decât atât, bagă mâna în buzunar, scot niște bani și încearcă să se apropie de proiectul pe care îl lansăm noi, pentru mine vă spun sincer că este, contează mult mai mult decât un articol elogios în New York Times. Pe 5 noiembrie lansăm oficial proiectul Dracula Park. Lucrările de pregătire au început, este vorba de studii geo, este vorba de sondaje pentru a vedea structura terenului. Construcțiile efective vor începe în primăvara anului viitor. În 9 luni de când îi punem și primele angajări când se fac? Primele angajări se fac cu ocazia deschiderii șantierului. Deci asta înseamnă în funcție de vreme, nu știu, dacă e vremea bună, în martie. Dacă în martie la anul viitor. Începem Dracula Park. Și stațiunea și 9 Europa? Luni terminăm. Stațiunea Europa este 9 luni de construcție, faza pe care o lansăm acum. Deci la anul, pe vremea asta, există Dracula Park. Cu ajutorul, să spunem, al lui Dumnezeu, deci nu știu ce legătură e între al cele Dumnezeu două. Al Dumnezeu și al domnului Năstase. Domnul Năstase mi-a dat ajutorul care îmi trebuia. Am înțeles, pentru că nu, am trecut prin guvern... Nu a trebuit invocată
o lege specială pentru reabilitarea zonei. Trebuie invocată Sinișoara. Divinitatea și, mă rog, pământenii. Dacă oricum, mă rog, după funcție. În 9 luni va fi gata prima fază. Pe 5 noiembrie vă invit, dacă aveți curiozitatea, să vedeți o demonstrație în forță. În aglomerările astea și cu Antrax, cu e foarte înseamnă, greu. Nu este mă simtă. Cine? România. Păi da, văd că România devine o țară foarte sigură, după zi ce trece. Și, aș putea să fiu sarcastic să spun că asta este spre binele turismului, dar... E adevărat. Eu cred în continuare că atunci când tunurile vorbesc, turismul tace. E adevărat și asta, e adevărat și nu numai turismul, tac toate și sunt foarte mulți telespectatori supărați pe americani pentru și spun că așa merită, că asta e foarte bine ce le se întâmplă, ceea ce din punctul meu de vedere e o mare dezamăgire și o mare greșeală, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în America și lumea ne afectează. Ne va interesa mai puțin pensia sau legătura de morcovi, dacă lucrurile se vor degrada, nu vor fi... Nu se vor, să spunem, normaliza. Stațiunea Europa. Este un proiect extrem de ambițios pentru 4 ani de zile. Este extrem de ambițios pentru că investiții între 600 de milioane de dolari și 1 miliard ca să găsesc acești bani pe piață într-o conjunctură ca cea de acum în care nici dracul nu mai poate să aducă... Nici dracul și nici Dracula. Dracula poate. Mă rog, nici altcineva nu poate. Așteptăm puțin să... Să mai limpezească și lucrurile, trebuie să am un proiect foarte clar. Iar ca să am un proiect foarte clar, organizez în primăvara anului viitor un concurs internațional la București, cu un juriu internațional, cu reprezentanța marilor școli. Va fi o stațiune de lux, nu? Va fi o stațiune... 5 stele, 4 stele hotelurile. Deci o stațiune... 10.000 de locuri și sate de vacanță, unde prețurile vor fi mai accesibile. Am înțeles. Dar nu va fi, și recunosc acest lucru, și am tăria să recunosc, nu va fi o stațiune pentru... programe sociale. Am înțeles. Și unde va fi amplasată? Pe litoralul Mării Negre. Pe litoralul Mării Negre. Nu spuneți locul pentru că încep să crească prețurile. V-am mai spus odată. Și cu Revelionul ăsta pentru toți? Nu mai e Revelion pentru toți. Se va chema Revelion în România. Am văzut semnalele. Puțin pot să plătească 10 milioane de lei pentru câteva zile cu aceste sărbători și vom deschide a treia serie din programul social. Lucrăm acum la acest program. Da. Câte zile? Pachetul va fi de minim 3 zile. Și vom deschide zone... Domnul Tucă, abia l-am lansat astăzi. Lucrăm la el. Nu va fi un preț, nu va ajunge la 10 milioane, în ideea asta. Domnul Tucă, 399.000 o săptămână la mare, 799.000 10 zile în stațiune balneare, va fi între cele două. Deci între cele două. Am înțeles. Păi asta e o veste importantă pentru românii care n-au apucat să facă Revelion. Va fi din nou cu adresabilitate. În ultimii ani n-au apucat Revelion în bucătărie sau pe balcon. Din păcate, cu câteva sarmale. Și ne vom adresa iarăși tinerilor și pensionari. Am înțeles. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă dorim succes în tot ceea ce v-ați propus să realizați. Mulțumesc, și o să ne mai vedem peste un an, înainte de sezonul viitor, să vedem ce s-a întâmplat din toată această discuție. Ghinionul noastră că banda va rămâne martor. Noi avem un obicei prost aici, ținem benzile. Și avem atâta benzi încât o să începem să le folosim la un moment dat. Nu am emoții, la momentul. Vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Emisiunea noastră se încheie aici. Ne vedem din nou mâine seară la orele 22:30. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.